și AFC Dunărea Călăraș a obținut o victorie absolut necesară, de altfel, în meciul disputat acasă sâmbătă 4 mai cu Dinamo. Najib Amari a marcat în minutul 70 golul care a readus încrederea în echipă. După prima etapă a returului din play-out-ul Ligii 1 de fotbal, Dunărea adună 21 de puncte, urcând pe locul 6 al clasamentului. Sâmbătă 11 mai, echipa călărășană va juca în deplasare cu Poli Iași. Lasă-te, le poate în spate din tot drept. Cine-i dat de ăsta? Am luat fără, mai stai și tu, băi. Nu doar simpla noastră prezență în teren va
rezolva meciul și am văzut, am simțit-o pe pielea noastră, mai ales repriza a doua. Prima repriză, pot să zic că a fost echilibrată, cu multe greșeli din partea noastră și adversarului. Am avut o ocazie cu Popa, o ocazie mare din careu de 16 metri sau 6 metri, cred că era și ales soluția cea mai proastă, o să dea în forță în loc să dea plasat, și avea și timp să se uite, pentru că era singur în fața porții. Repriza a doua, noi am făcut foarte multe greșeli, n-am mai reușit să ținem de minge, multe mingi pierdute, deci am jucat pe atacanții noștri, dar astăzi au făcut foarte multe greșeli. Iar cum ne-am prezentat, chiar nu meritam să câștigăm acesta. Pentru o victorie, din punctul meu de vedere, pe deplin meritată. O dintre cele mai bune jucurile noastre în acest sezon. Am întâlnit o echipă din Amul care a pierdut doar la Mediaș. Domnul victorie, o echipă cu jucători buni. Dar echipa mea astăzi a fost ca o atitudine. Am arătat și fotbal în multe momente, am arătat situații importante. Până că se află o victorie importantă pentru că am reușit să luăm și să scăpăm de rândul de retrogradare direct. O victorie importantă. Sunt mulțumit pentru ceea ce a fost astăzi, am avut spirit. Am avut organizare și am adus și plus fotbalistic, pentru că, repet, avem jucători în echipă care poate să facă lucrul ăsta. A fost tensiune mare, a fost trimis în tribuna. Da. Chiar de ce te-au trimis în tribuna? Am părăsit spațiul de una pe seata, un arbitraj bun al lui Bursa. Am văzut și lume fericit. Mi-aduc aminte când am venit, și asta e special pentru cei de aici, pentru ziarele locale, cea mai mare performanță a lumii a fost că am jucat un anicar cu Dinamo. Erau fericiți că am venit Dinamo, ei au venit să mânce pește Dinamo. Apoi am început să... Acum reușim să batem Dinamo într-un meci oficial, dar încă reușim, merităm să și batem Dinamo. Din 4 meciuri cu Dinamo, este realitate perfectă, doar un gol e mai mult. Ne-am văzut 2-0 la București. Am trăit la Crevaș, ceea ce n-am crezut odată că fiind jurat pe stadionul ăsta. Le reamintesc oamenii care mă jurau că cea mai mare performanță a acestui club a fost amicală cu Dinamo. Se bucură de momentele astea pentru că sunt unice. Nu se știe când vor mai veni. Putem să știe retrogradăm, dar să fie convinși că cei care se bucură de echipă fac absolut tot și mult mai bine decât astăzi. Suntem foarte bine intenționați. Ne jucăm carierele în momentul ăsta. Și să fie mai atenți, pentru că să nu uite că, cu tot respectul, Dunărea Crăda și Nina Tei n-a făcut niciodată. Acum batem Dinamo. Steaua. Batem Dinamo Steaua în Cupa. Nu, campioana nu ne bate niciodată. Jocurile noastre au rămas în plasă, da. Mama ta plângea de bucurie. Mai mult de emoții, cum cunosc. Sunt foarte bucuros pentru că am fost lângă mine în momentul ăsta. Pentru mine este o victorie importantă, pentru că, indiferent de situația în Dinamo, să câștigi cu Dinamo, Dinamo este o echipă puternică în fotbal românesc. Este, din punctul meu de vedere, și de Rapid și Craiova, cele mai importante echipe ale României. Va fi o victorie care se va ține minte, dacă suntem bine intenționați, dacă suntem bine intenționați. Poate vorbim și după meciul ăsta. M-a deranjat foarte mult și acum am prins să spun cum s-au înjurat copiii, de maică mea, fiind o bine, iubișnit așa, pe stadion. Tot analista sunt ăla care a reușit promovat. Tot analista sunt care sunt în momentul ăsta să ne batem pentru evitarea retrogradării, în momentul ăsta cu șanse bune, pentru că sunt trei echipe care poate să schimbe locuri între ele. Sunt foarte conștient de lucrul ăsta, pentru că victoria de azi e importantă, dar trebuie să rămânem foarte concentrați, pentru că la o etapă alta se poate schimba ierarhia. Și cam atât. Are. Putem să ne luăm revanșa cu Iași? Putem, suntem capabili de meciuri bune, am văzut.
venit anul ăsta. Suntem ca prea mulți jucând și prost. Din păcate, acum meciurile ei sunt așteptări noastre, să conștiene. Cam puteam obține mai multe, dar totuși nu că avem 5 meciuri în care am pierdut puncte de la minutul 90 încolo. Când pierdem minutul 90 punctele, este și un șansă. Sigur, am câștigat cu Chiajna, undeva este sub arătă în lucrul ăsta, da. Ne batem pentru că la începutul campionatului, indiferent despre cine întreba, indiferent cum am început, toată lumea ne vedea retrograd. Pentru că echipa asta n-are vizit de și atâi. Suntem echipa cu bugetul cel mai mic, dar nu cu cel mai mic. Puteți să întrebați, diferența este foarte mare între noi și dau un exemplu chiar așa, cu care ne bate să avem asta. Dar lumea uită lucrul ăsta. Am rămas la Crăraș, deși aveam nu ofert. M-am luat ofert de la tine. Unele chiar lucruri foarte avansate. Am rămas pentru că apreciez foarte mult oamenii care sunt în jurul echipei. Într-adevăr, există o răutate, un interes. Eu spun acum, eu nu plec. De la Crăraș să se liniștească. Când vor, că mai vor să mă dea afară, poate să facă ce vor, eu nu plec. Sunteți o echipă care merită să rămână în Liga 1? Dacă mă întreb pe mine, eu zic că da. Eu zic că da. Da. Am ajuns să jucăm fiecare meci cu puțitul deasupra capului. Este foarte greu, pentru că presiunea este fantastică. Echipa a răspuns incredibil de bine la meciul de azi. Mi-a fost teamă de presiunea asta care se punea pe jucători. Nu este ușor să știi că ești grup de socanare. Echipa a răspuns bine, am jucat cu curaj, foarte multă atitudine și astăzi am venit. Cine a vrut să dea afară? Nu. Am sprijinul tuturor oamenilor care conduc clubul. Lumea care mă jura pe stadionul nostru. La condițiile astea de tensiune maximă, nu ți-a fost greu să aduci mama și fetele de la meci? Am gândit. Dar m-am obișnuit. Mi-a zis, Dane, unde nu ești înjurat? Și fetele? De fete mi-a fost. Pentru că la meci trecut m-am înjurat și de fapt. Le mai aduci? Dacă pot, încep și cu alte. Cu mare drag. Au venit cu noroc. Da. Ți-ar trebui un spațiu tehnic de ăsta cu avertizare sonoră? Nu. Cam depășești. Da, trebuie să mă controlez și eu, așa zic mereu. După fiecare zi, până trebuie să mă controlez și eu, am greșit. Pentru că pe aceeași greșeală a fost eliminat cu Steaua. A fost acel contraatac al lui Dinamo. Și mintea mea a fost